Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Gina Vacariu și sunteți la știri. Izbucnește un nou scandal al pensiilor românilor. Peste 5 milioane de pensionari nu știu încă dacă Ministerul Muncii va mai respecta legea pensiilor, care trebuie să intre în vigoare anul viitor. Până în septembrie, toate pensiile din România ar trebui recalculate. Ce ar trebui să se întâmple odată cu această recalculare? Practic, toate pensiile ar trebui să fie majorate, inclusiv pensia minimă, odată pentru că vor fi recalculate toate pensiile după o nouă formulă și încă o dată pentru că punctul de pensie ar trebui să crească de la 1442 de lei cât este acum până la 1875 de lei în 2021. Va respecta guvernul legea sau nu va mai majora deloc pensiile anul viitor? Încercăm să răspundem la aceste întrebări împreună cu Doina Pârcălabu, lider al Departamentului de Muncă din PPUSL și fost șef al Casei Naționale de Pensii. Bună ziua, doamna Pârcălabu! Bună ziua! Până la urmă, putem să avem un răspuns clar ce va face Ministerul Muncii, pentru că, doamna Pârcălabu, încă nu a fost cumpărat acel soft prin care trebuie recalculate cele 5 milioane de pensii până în septembrie anul viitor. Credeți că va mai face Ministerul această recalculare? În primul rând, trebuie să abordăm discuția aceasta și posibilitatea îndeplinirii condițiilor stabilite de legea 127 din două perspective. Una legislativă, adică al menținerii prevederilor legale, și a doua din punctul de vedere al asigurării condițiilor tehnice de realizare a acestei acțiuni de amploare. Dacă ne referim la legislație, ne aducem aminte că declarațiile actualului guvern au fost în permanență că vom respecta legea și ne-am trezit în a doua parte a lunii august că legea a fost modificată în ceea ce privește valoarea punctului de pensie care ar fi trebuit să devină la 1 septembrie anul acesta 1775 de lei. A fost modificat doar aliniatul din lege care prevedea valoarea punctului pentru septembrie 2020, nu și celălalt alineat care are stabilită pentru 1 septembrie 2021 valoarea de 1875 de lei. Dar, așa cum practic avem această experiență, ne putem aștepta ca cu 15 zile înainte de intrarea în vigoare a legii 127 cu toate articolele sale, de anul viitor să fie modificată legea. Doamna Pârcălabu, avem pe ecran în acest moment pentru ca populația să vadă, să cunoască ceea ce înseamnă legea pensiilor. Avem niște calcule pe care le-am extras chiar din această lege, ce, repet, a fost votată în Parlament, legea pensiilor, a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis și chiar vreau să dau două exemple, după care revin la dumneavoastră. Pensia minimă ar trebui, conform legii pensiilor, să fie recalculată în funcție de salariul minim, adică să reprezinte 45% din salariul minim pentru stagiu de minimum 15 ani de cotizare, plus se mai acordă câte 1% din salariul minim pentru fiecare an în plus de cotizare pe care îl are un pensionar. Ceea ce înseamnă, am făcut noi un calcul în mare, dacă pensia minimă este acum 800 de lei, în 2021 ar trebui să ajungă cel puțin la 1003 lei. După care, un bărbat cu 34,6 ani de cotizare, ce a ieșit la pensie în 2014, are în acest moment o pensie de 1177 de lei. Dacă îi se recalculează pensia conform noii formule, va trebui să aibă o pensie de 1552 de lei, adică o creștere de 30%. Iar la o femeie cu 30 de ani de cotizare, ce are o pensie acum de aproape 1200 de lei, ar trebui să-i crească pensia de anul viitor până la 1331 de lei, dacă va fi recalculată în funcție de noua formulă. Bun, se vorbește tot mai des despre faptul că guvernul va amâna această recalculare, doamna Pârcălabu, pentru anul 2021, ba chiar sunt scenarii prin care se vorbește că s-ar putea să fie înghețată orice creștere a pensiilor și a punctului de pensie. Ce va însemna asta pentru pensionari? Cum spuneam și în intervenția anterioară, pensionarii au motive reale să se teamă pentru că au această experiență a lunii august din acest an.
Iar pe de altă parte, legiuitorul, în cuprinsul legii 127 și în expunerea de motive la lege, a prevăzut un termen de un an și ceva de zile care să fie pregătitor și să realizeze această recalculare. Mai mult decât atât, normele prin care se realiza recalcularea trebuiau deja emise într-un interval de 6 luni. Nici de la măcar data nu au luat legii. Softul, doamna Pârcălabu, că nu au făcut acea achiziție. Moment, da. Acele norme de aplicare, iar softul, deocamdată, din câte cunosc eu, la casele de pensii sunt achiziționate aplicații soft care să pună în practică modificările aduse până acum legii, neavându-se în vedere modificarea de anvergură care presupune eliminarea acelor inechități între femei și bărbați ca urmare a utilizării unui stagiu complet de cotizare diferit și inechitățile determinate de anul ieșirii la pensie. Vreau să specific faptul că am cerut un punct de vedere de la Ministerul Muncii să ni se spună dacă vor fi recalculate toate pensiile anul viitor, dacă va fi respectată legea pensiilor și nu am primit niciun răspuns. Chiar am cerut o intervenție a Ministrului Muncii în această emisiune să ne spună dacă este adevărat că nu vor fi recalculate pensiile sau dacă este adevărat că vor fi înghețate pensiile anul viitor. Recalcularea pensiilor care se află în evidența caselor de pensie, adică acele recalculări care se întâmplă în mod curent, pentru că și aici se situează cu un timp foarte mare de întârziere și obiectivul era acesta, neavându-se în vedere ceea ce prevedea legea și ceea ce ar trebui să se întâmple. De ce credeți că nu iese guvernul cu niște precizări, doamna Pârcălabu, despre acest subiect? Pentru că se vehiculează aceste scenarii odată că va fi amânată recalcularea pensiilor în 2021, că nu vor fi date alte majorări, că s-ar putea chiar să fie înghețate pensiile pentru toate categoriile, că nu vor mai crește. De ce credeți că e această liniște? Prezentul guvern se poate justifica și prin faptul că mandatul acesteia se încheie la sfârșitul anului și atunci lasă această sarcină imensă pe seama viitorului guvern. Dar cum își propun să mențină guvernarea și pentru următoarea perioadă, orice mulțumesc, demers... doamna Pârcălabu, mergem în acest...